20 decembrie Viața edenică restabilită Vor zidi case și le vor locui. Vor să divi și le vor mânca rodul. Nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor să divi pentru ca altul să le mănânce rodul. Căci zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Isaia 65 cu 21 și 22 În ceruri va exista ocupație. Starea celor răscumpărați nu presupune o odihnă trândavă. Pe pământul înnoit, cei răscumpărați se vor angaja în ocupațiile și desfătările care le-au adus fericire lui Adam și Evei la început. Va fi trăită viața din Eden, viața în grădină și la câmp. Acolo, orice putere va fi mărită, orice capacitate va fi dezvoltată. Cele mai mari întreprinderi vor fi realizate cele mai curate aspirații vor fi atinse, cele mai înalte ambiții vor fi împlinite și încă vor apărea noi înălțimi de depășit, noi minuni de admirat, noi adevăruri de priceput, obiecte proaspete de studiu care vor solicita puterile trupului, ale minții și ale sufletului. Robii lui vor sluji. Apocalipsa 22,3 Viața de pe pământ este începutul vieții din cer, Educația primită pe pământ este o inițiere în principiile cerului. Lucrarea vieții acesteia este un antrenament pentru lucrarea vieții viitoare. Ceea ce suntem acum, în caracter și în slujire sfântă, este o umbră sigură a ceea ce vom fi. Fiul omului nu a venit să-i se slujească, ci să slujească el, Matei 20 cu 28. Lucrarea lui Hristos de pe pământ este lucrarea sa de sus, iar răsplata noastră, pentru că am lucrat cu el în această lume, va consta în puterea mai mare și în privilegiul mai înalt de a lucra cu el în lumea care va veni. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu. Isaia 43,12 Aceasta vom fi și în veșnicie. În viața noastră de aici, așa pământească și îngrădită de păcat, cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație o primim în slujire. Și în starea noastră viitoare, nestingherită de limitele unei fire omenești păcătoase, tot în slujire vom afla cea mai mare bucurie și cea mai înaltă educație. Dând mărturie și descoperind din nou, pe măsură ce mărturisim bogățiile Slavei, tainei acesteia, adică Hristos în voi, nădejdea Slavei.